Cineva mi-a trimis un mesaj punându-mi o întrebare de bun simț. De ce ar folosi uh, vreun stat uh, baloane uh, spion când există sateliți? Când există posibilitatea ca prin intermediul sateliților să fie fotografiat, filmat, vizualizat, cum vreți să-i spuneți, fiecare centimetru pătrat uh, de pământ. Ce rost ar avea să. Construiește asemenea baloane, spion, să le primi uh, prin toată lumea. Văd că, după uh, primul balon doborât, despre care mai cu jumătate de gură, mai cu gura întreagă, autoritățile din Statele Unite au afirmat că ar fi un balon spion al Chinei, fără să producă însă vreo dovadă în acest sens, că, doamne, balonul a căzut în ocean și n-a mai putut fi recuperată decât puțină pânză și două, trei chestii metalice care trebuie să existe în oricare balon de asemenea dimensiuni. Văd că restul, în ceea ce privește restul baloanelor doborâte sau urmărite deasupra unor state, Washingtonul nu se mai pronunță în la fel, ci afirmă că nu există niciun fel de indicii că ar fi baloane spion și mai mult decât atât, că nu există niciun fel de indicii cum că ar fi produse de China și lansate în spațiu de către China. Deci au lăsat-o mai moale autoritățile de la Washington cu această retorică.